Elevii Liceului Tehnologic Gheorghe Ionescu Sisești din Valea Călugărească au acum un laborator de microbiologie, dotat cu echipamente esențiale pentru analiza solului și a apei. Practilent este proiectul lunii noiembrie, prin care Asociația Pastel, cu sprijinul Kaufland România, a dotat laboratorul de microbiologie vineri 15 noiembrie. Să reușim să dotăm laboratorul de microbiologie și protecția mediului împreună cu partenerul nostru principal și singular Kaufland. Alături de voluntari vom dota laboratorul de microbiologie, așa cum spuneam, și vom realiza o serie de activități împreună cu toți cei 15 voluntari care sunt astăzi alături de noi. Cum îi va ajuta pe elevii acest laborator de microbiologie? Îi vor ajuta să pună în practică ceea ce învață în teorie, îi vor ajuta să analizeze solul, apa și multe alte lucruri de acest gen. Cei care își vor alege o carieră în zona aceasta agricolă vor fi susținuți de proba practică tocmai pentru a fi mult mai pregătiți atunci când poate își vor deschide un business sau poate vor alege calea agriculturii. Liceul din Valea Călugărească este singurul liceu tehnologic din județul Prahova care oferă copiilor o oportunitate unică de formare în domeniul agricol. Totuși, fără echipamentele necesare, pregătirea lor era limitată, iar teoria devenea insuficientă. Noul spațiu le va oferi elevilor instrumentele necesare pentru a analiza solul și produsele agricole, o abilitate esențială pentru viitoarele lor cariere. Această investiție ne va ajuta foarte mult. Mulțumim Pastel, mulțumim Kaufland, doamna inginer de disciplină tehnice, protecția mediului, va lucra foarte mult cu acești elevi. Avem o clasă de tehnician ecolog și protecția calității mediului, acum în clasa a noua, dar nu numai ei vor lucra, pentru că noi avem și calificări de tehnician în agricultură, tehnician veterinar, laboratorul de biologie, la fel îl pot folosi foarte bine. Și vă dați seama că partea practică este cea mai importantă pentru un liceu tehnologic. Este un proiect pe care vi l-ați dorit mult să fie realizat? Da, așa cum am mai spus, am crezut că nu va fi cu o finalitate atât de frumoasă, dar se pare că a fost adevărat și astăzi beneficiem de aceste dotări moderne și ne bucurăm în special pentru bucuria copiilor. În cadrul evenimentului de vineri, Asociația Pastel, alături de un grup de voluntari de la Kaufland, a dotat laboratorul de microbiologie cu aparatură modernă, dar și mobilier. În noua sală de clasă au fost amenajate inclusiv panouri pentru afișarea materialelor educaționale. Voluntarii de la Kaufland au ajutat la desfacerea și montajul noilor echipamente. Ai fost implicat în astfel de acțiuni de voluntariat? Este prima dată pentru mine. Și ce v-a făcut ca de data aceasta să participați? Primul pas, am fost curios și vreau să particip de acum înainte la mai multe acțiuni de genul ăsta, de voluntariat. Credeți că e important ca elevii să aibă genul acesta de resurse pentru a-și pune bazele viitoarei meserii? Este foarte important să ai o bază și să poți să mergi mai departe, să ai de unde să înveți și să ai din ce să înveți. Elevii sunt entuziasmați de noul laborator, care le va permite să aprofundeze cunoștințele teoretice. De mult va ajuta acest laborator? Deocamdată nu știu cât de mult o să ne ajute, doar că cred că o să ne fie foarte la îndemână să avem mult mai multă aparatură, având în vedere că chiar ne place să facem săpun și cred că chiar o să ne ajute foarte mult. Sunteți entuziasmați să intrați în laborator să vedeți ce e acolo? Da. Chiar abia aștept să văd ce ne-a adus acolo, să vedem cum e și clasa amenajată. Am înțeles că ne-au pictat și pereții. Cred că o să arate foarte frumos. Mi-ai spus că îți place foarte mult procesul acesta de a face săpun. Bănuiesc că te refereai la lavandă sau și la alte? Și la lavandă și la acest proces de a face săpun. Chiar îmi place mult să mă implic în treaba aceasta. Mi se pare foarte interesant, e ceva nou. Sunt clasa noua și m-a fascinat mult, chiar din prima zi. Reprezentanții Asociației Pastel și voluntarii de la Kaufland România au petrecut o zi alături de elevii de clasa noua, pregătiți în calificarea tehnician ecolog și protecția calității mediului. Au efectuat diverse munci în grădina liceului, de la săpat pământul la curățenie la păsări și au văzut cum se fabrică săpunul.
Astăzi ne vom pune în pielea elevilor și vom petrece o zi alături de profesori, de elevi și vom pregăti răsadnița, vom face curățenie la ferma de păsări, vom îngriji toată zona liceului, vom avea atelier de săpunuri de lavandă, așa cum fac și copiii în fiecare anotimp. Și vom petrece o zi alături de copii și profesori. Prin dotarea laboratorului de microbiologie, elevii din Valea Călugărească au acum resursele necesare pentru a învăța practic și a putea lua decizii pentru o agricultură sustenabilă.